no se lo va a negar. După noaptea petrecerii burlăcițelor și petrecerii burlacilor, pe Roxana o măcina o idee. Bă, eu nu cred că am întins limita. Bă, niciu. Sincer, să fiu, doar am dansat puțin. Ce? Am dansat puțin bachata, dar fără atinge și de-alea. Păi și eu am dansat bachata. Acum să vedem dacă vi se pare lui ceva. Asta zic că ei interpretează. Gândește că aici vedem petrecerea burlacilor afară. Cine ar fi văzut, nu? Sper doar să nu se supere că am dansat. Ce se supere dacă nu v-ați pus mâinile în zone de-astea? Nu? Adică limitat. Dacă se supără, o dau, o bag pe aia, nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte. Eu? Nu, e adevărat. N-am făcut eu asta. Dacă n-auzi că nu mi-aduc aminte, cred că m-a luat amețea la zodile alea. Eu știu tot ce s-a întâmplat, știi? Bă, dacă nu m-am mai mărit din cauza asta. Ei, mai tot exagera și tu. Nu a fost nimic grav. Dacă era, ziceam. Dacă îl pierd pe Paul. N-ai de ce să-l pierzi. N-ai făcut nimic. Deplasat, ieși din comun și așa mai departe. Dar nu vreau să-l pierd. Că și aseară mă tot gândeam la el. Nu să-l pierzi. Și am văzut că era cam nervos când i-am spus eu că o să mă îmbrac în rochia aia și pantof cu tot, zice, s-a enervat, știi? Mai și puțin îți dai seama acum ce se enervează. Am ieșit afară, nu vreau să zic acum, știi? Și a venit domnul ăla cu bărbosul. Domnul ăla bărbosul. Păi, dar ce, cum să-i spun ăla? Domnul bărbos, că era pe care că era mai mare. Cu barbă. Bărbosul. Ăla mai vârstă. Aha, ăla. Și a venit și zice, ce e cu tine aici? Ce stai aici? Ce ești așa? Supărat sau nu știu cum mi-a zis. Și zic eu, mă gândesc la Paul. Și zic, nu-mi place fără el, zic către el și... Era așa din ăștia, știi? Zice, păi ce faci? Cum? Adică gen încerca să-mi zică că, bă, e petrecerea, distrați-vă acum, că puteți petrecerea voastră, ar trebui să vă distrați nu știu ce. Și zicea că, păi, el ce zice soția lui, știi? Și l-am întrebat atunci că ești căsătorit și zic, da. Și a zis că e căsătorit de 10 ani, parcă, zicea om. Da, îți dai seama, fiind... nevasta lui, câtă încredere are în el. Eu zic că dacă vrei să faci ceva, faci, frate, oricum, indiferent. Păi depinde de fiecare. Da, tocmai. Eu n-aș face una. Nici când mă duc... Depinde de fiecare, cât acceptă, știi? Eu la asta mă refer. Măi, eu știu că mie îmi place să dansez atunci când beau. Asta e clar. Iese dansatoare din mine când beau. Că mi-aduc aminte că de fiecare dată când mergeam la club cu fetele, și veneau hândrălei la mine, îi dădeam la o parte, danseam ce danseam, când vedea că se apropie prea mult de mine, plecam. Și nu suportam, adică gen mă duceam în club să dansez. Mi-am făcut și dambla o dată, mi-am dansat pe bar, anul ăsta, în iulie. Sus pe bar. Bine, dar nu te gândi, aveam fustă scurtă și pantaloni scurți. Că în club așa îmi place să merg, cu pantaloni scurți pe dedesubt de fustă. Să nu se vadă nimic. Să se vadă nimic. Să n-atingă nimeni nimic, că nebunesc. Iau pe vreunul la bătaie. Pentru că încercările lui Dani de a-i alunga Roxanei gândurile de vinovăție nu au fost de ajuns, îi se destăinuia pe același subiect și a Dinei. Deși am auzit și mama. Dar ce făcut, mă, că ai dansat? Da, ei nu m-au văzut niciodată așa. Cum așa? Aseară. Ei, las. Că nu prea am tupeu de obicei. Iar confesiunile continuau și în prezența lui Paul, probabil încercând să-l pregătească. După ce a dansat bachata, da, m-am dus afară. Și se rugă ca și tu să fii dansat cu fetele. Și da. I-am zis, după ce ai ținut moral o săptămână să nu danseze, acum te rog să danseze, Paul. Dacă nu mă mai am baun de nevastă. Așa a zis? Mamă, eu am dansat o horă, atât. Eu stăteam acolo pe scară și plângeam. Eram în depresie totală. Am adormit cu depresie. Bine, nu-mi pare rău că am dansat, da? Nu știu cum interpretezi tu. Pentru ce e normal pentru mine, poate e anormal pentru tine. Asta am zis și aia tine. Păi, și de la asta m-am gândit, știi? Eu gândesc logic. Dacă tu mi-ai spus să nu dansez dans la Civ cum am dansat cu Denisa, e belea rău de tot. Băi, Paule, mă, stai, mă, cu minte, mă! Dar
dacă acel dans al tău este la fel ca ala care l-am făcut și eu cu Denisa. Nu mai e de nevastă. Păi ea mi-a zis așa, eu ce să fac? Păi și ce facem, Paul, cu jurământul? Păi l-ai încălcat. Păi nu, eu nu am încălcat. Cu Cornel. Păi dar n-am făcut nimic, că nu i-a spus ăla te iubesc. Și eu ți-am spus. Nu? Păi nici ce mi-a zis de zice că o iubești. Dar nu ți-am zis nici ție atunci că te iubesc. Păi da, Paul. Tu ai încălcat, ai zis, ai suntem împreună. Ai gata, lăsați-mă. Ai spus da. Lasă că și tu ai stat cu mai în pat. Care mai mulțumesc că nu vorbim vreo de ea. Păi așa e. Stai puțin să-ți explic. Și aia s-a fricat de tine. Păi și ce dacă? Păi și ce dacă? A fost petrecerea burlacilor, nu cred că am trecut peste nicio chestie și dacă gata. Dacă și ăla s-a fricat tine, nu mă supăram. Tu dacă te fricai de ele? Eu nu mă frecam, pur și simplu dansam. Deci dans, dacă văd că ăla e belea. Bine, înseamnă că dacă tu îmi zici mie, tu n-ai face asta în viața ta, nu? Nu așa vine? Păi și dacă eu văd ceva la tine, că ai făcut și tu, ce s-a întâmplat? N-am făcut nimic. Să fac și eu la fel? Stăteam așa și... Hai, lasă, că nu stăteai tu ca Sfântul Duh. Ia să vezi. Hai. Paula, dacă mă ierți, promit să dansez bachata și cu tine. Nu am nevoie. Că eu nu sunt dansator profesionist. Te învăț eu. Ce, eu sunt Cornel? Paula, mai e de... Ce-a zis? Păi ce, eu sunt Cornel? Corneluș? Paul, o mai de nevastă. Să vedem dansul. Ei, da sau nu? Păi cum, dacă e de la ca Denis așa. Nu? Ia să despărți de mine pentru așa ceva. Nu m-am despărțit de tine, ba, ți-am spus nu, atâta tot. Păi și suntem un cuplu, nu? Păi da, Paul, era la început. Păi și mie mi-ai zis că da. Păi da, una e să mă săruți la început, păi și după aia să te duci să te freci cu Denisa. Stai puțin. Că nu ai dansat cu ea, te-ai frecat cu Denisa. Ascultă-mă. Păi hai, las-o. Este mult mai grav când pui sentimente și ești dezamăgit. Așa la început nu prea contează, știi? Hai, Paul, nu mai încerca să bagi aici. Eu întreb, cu cine a dansat? Cu Cornel Duș. Am Adina și tu acum, serios, mă supăr pe amândoi. Nu pe bune acum. Hai, lăsați-mă cu mine. Hai, gata, Paul, lasă-mă odată. Lasă-mă. Gata, hai. Nu mai pot. Ia uite, mă, stai că e George. Ia geaca măcar. Hai, lasă-mă. Ia geaca măcar. Lasă-mă. Hai, mă, că nu mai știu de glumă. Lasă-mă. Of, ia geaca nu măcar. Nu mai știu deloc de glumă. Lasă-mă. Glumeam și noi. Ce am, n-am ce nimic. O vise că și noi l-am îndoi. Glumeam, iubirea mea. Of, dar supărăceasă ești. Nu supărăceasă, dar vise că și noi așa pe mine. Când eu știu că mă simt prost și mă simt aiurea că am dansat, parcă-mi vine acum să nu mai fac nimica. Că nu mă deranjează oricum. Păi, serios, oricum. Visă că și nu la amândoi pe mine acum. Dă-o încolo, cât vrei să mă mai simt prost. Și acum verdictul. Zi, Paul, cum ți s-a părut? Păi nu a fost niciun fel de dans, adică chiar că eu am făcut mai multe. Și ce ți-ai făcut atâtea griji, Roxana? Ei, m-am gândit că am dansat poate, că tocmai ce ziceam, poate ce mi se pare mie normal, lui se pare anormal. Dar stai un pic, poate a mai fost ceva ce n-am văzut noi, poate au ratat colegii mei ceva. Am... Doar că am dansat bachata acum. Ce am văzut? În mare parte, da. Aha. Nu e absolut nicio problemă. Bine, eu am făcut așa pentru că ea mi-a spus să nu dansez cum am dansat cu Denis. A, și tu de aia era așa lipit de scaunul. Am zis, dacă și tu dansezi cum am dansat cu Denis, nu e bine. Și... Dar bine, în glumă, n-am nicio treabă, chiar putea să danseze, nu... Dar tu chiar erai îngrijorată la ce ar putea să creadă el sau te alintai așa un pic? Nu, chiar eram îngrijorată. Că nu te mai măriți? Nu, că-l pierd pe Paul, nu că-l pierd pe Paul. Că nu mă... Dar de ce nu ai încredere în tine așa? Că, în mod normal, pentru faptul că ai dansat cu un băiat la petrecerea burlăcițelor, nu ar trebui să faci atâtea griji. Da, nu puteam să știu dacă... Na, el fiind știind că el era răcit și așa... Adică tu ți imaginai că el bolește în pat. Da. I-a zis că eu... și în pat. Am fost... Adică, na, mă simțeam prost oarecum că el era răcit și eu eram... Mm-hmm. Dansam pe aici, mă distram. Da, ce chestie. Ești însărcinată? Nu. Dar de ce ești îngrijorată? Nu, cred că am probleme cu fierea. Cred că o să am o... Cred că am o criză de fiere cumva. Mm-hmm. Nu. Ce vă pot? Nu eu. Mai bine te ceai. Te-ai stresat un pic, așa-i? Nu.
Te-ai roșit un pic. Da, nu știu, știu că are probleme cu fierea. Și că n-am știut, păi nici eu n-am știut, de asta am întrebat, tu n-ai întrebat? Nu, m-am simțit rău câteva zile, chiar m-am simțit rău după ce mănânc și așa mi-era rău de la stomac, dar balonându-mă și așa mi-am dat seama că este vechea mea problemă cu fierea. Da, nu poate să fie și altceva, nu? Nu poate să fie. Ok, te cred pe cuvânt, că tu știi cel mai bine, da. Dar oricum vă doriți, nu? Un copilaș. Da. Când o fi? Nu? E, după, nu după, păi oricum. Na. Înainte. Doamna Ecaterina, cum vi s-a părut dansul? V-am zis, au fost reținuți toți, deci au făcut pacturi așa, nu că capul de Nisa, nu că tu să nu pui mâna, ala, să nu faci, să vedea clar. Deci nu s-au dezlănțuit și nu au fost în... Vă așteptați aici să fie pe mese, pe canapele? Toată lumea, vorbeam cu general, iar Paul și cu Roxana au făcut același lucru. Da, te așteptai să dau antibiotice, ce să fac? Ați fost reținuți toată lumea, se vedea foarte bine. Da. Așteptau de să le ia mâna, pe unde le ducea mâna, ia pe acolo să ducem și el, ce să fac? Ce să și faci? Fetele care, la fel, băieții au fost doar patru și la ei a fost unul cu unul. A luat unul cu unul și pe ei. Da. Bine au că... fost deținuți. Bine că am trecut și de hopul ăsta, că asta mai era problema. În rest, cred că le-am discutat pe toate. Nu mai a rămas cineva nediscutat? Nu. Totul e în regulă. Gata, nu mai avem nicio piedică în calea finalei.